A sosit ziua cea mare pentru fenomenul astronomic al anului, o eclipsă totală de soare care va uimi zeci de milioane de oameni în America de Nord. Luna se va poziționa astăzi perfect între pământ și soare. Vor fi patru minute și jumătate de întuneric în timpul zilei. Cercetătorii vor profita de aceste momente prețioase pentru a pune în practică experiențe științifice adesea imposibile pentru a mai desluși din secretele Universului. Eclipsa totală de soare se anunță a fi mult mai spectaculoasă decât cea din 2017. Poate fi urmărită pe internet și din România. 4 minute și 28 de secunde. Atât va dura spectacolul fascinant al eclipsei de soare care va începe peste câteva ore pe continentul american. Luna se va poziționa între soare și pământ, proiectând o umbră impresionantă care va acoperi complet discul solar. Fenomenul astronomic va începe în Pacific, va traversa Mexicul, apoi va tăia Texasul pe o traiectorie spre nord-est, trecând prin 15 state americane. Ulterior se va întrepta spre Canada și Atlanticul de Nord. Pentru cei care vor să fie mai aproape de acțiune, două companii aeriene americane organizează zboruri în timpul eclipsei. Totodată NASA va lansa trei rachete de cercetare pentru a studia modul în care este afectată atmosfera superioară a Pământului. Atunci când lumina Soarelui se diminuează temporar deasupra unei a planetei. Sub nicio formă, eclipsa de soare nu trebuie privită cu ochiul liber, așa cum a făcut președintele Donald Trump în anul 2017. Ochelarii de protecție sunt foarte importanți, atrag atenția specialiștii. Următoarea eclipsă totală de soare va fi în anul 2026 și va fi vizibilă deasupra Groenlandei, Islandei și Spaniei. Relatează știrile Pungro.